Bună ziua tuturor! Cred că așteptăm să se mai conecteze colegii voștri, pentru că, din câte am observat, suntem încă puțini. Suntem doar 14, deci vom mai aștepta puțin. Până atunci, vă rog pe Iosif să-mi spună dacă ecranul meu se vede și dacă este bine așa și dacă mă aud. Bună ziua! Da, vă auziți, are că nu se vede bine și o să rog toți copiii să-și închidă microfonul, dacă doresc și camera. Ok, mulțumesc. Chiar ar fi indicat să închidem microfoanele pentru că e mult mai ușor să ne înțelegem așa. Cred că ar trebui să mai așteptăm doar 2 minute, nu mai mult. Sper că timpul pe care îl vom petrece împreună va fi unul de calitate și ne vom aminti alfabetul limbii române. Sunt ferm convinsă că voi deja știți toate lucrurile acestea. Pentru a fi activitatea noastră mai ușoară și mai constructivă, este bine să aveți pregătit un caiet sau o foiță de hârtie și un instrument de scris. Poate vă este necesar la un moment dat. Cred că ar fi foarte bine. Vreau să vă mai prezint pe cineva. Vă salută Martinel. Este cel care, alături de Iosif, va sta aici și va supraveghea, așa, ne va superviza astăzi și ne va ajuta ca împreună să dezlușim tainele lecției de astăzi. Cum vă spuneam, astăzi vom vorbi despre alfabetul limbii române. Este prima lecție pe care o susținem în această vară, o vară altfel cu Naradix, și invitația aceasta de a ne aminti împreună și de a recupera materia pe care poate nu am parcurs-o așa cum am fi vrut noi, da? Sau n-am aprofundat-o foarte bine la școală, o facem începând de astăzi împreună, pe parcursul a 8 lecții. Numele meu este Nicoleta Stanciu, sunt profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 2 Piatra Neamț și îmi pare bine să vă cunosc. Înainte de a începe, să vedem dacă voi vă descurcați. Nu știu dacă vă amintiți, dar dacă ar fi să estimați, voi știți câte litere ați învățat să scrieți în acest an școlar? Să scrieți, nu să citiți. Da? Adică litere de mână. Știe cineva câte litere am învățat? Poate scrie cineva în comentarii lucrul acesta? Așa este, într-adevăr. Am învățat 31 de litere mari de mână și 31 de litere mici de mână, da? Adică în total 62. Dacă ar fi să le adunăm și pe cele de tipar învățate de noi anul trecut, am depășit 100 și ne oprim aici. Da? Și haideți să începem, pentru că avem o poveste foarte frumoasă, și anume povestea înțeleptului alfabet. A fost odată un bătrân înțelept care avea 31 de nepoți. În vremea aceea îndepărtată, foarte puțini oameni știau să scrie și să citească. Pentru că el știa, era foarte respectat. A primit numele de Înțeleptul alfabet. Bătrânul culegea zilnic fructe pentru nepoții lui. Mere, struguri, portocale, cireșe, nuci, banane, kiwi, zmeură și le oferea acestora pentru ca ei să crească puternici și sănătoși. Dar de fiecare dată când bunicul îi chema să le împartă bunătățile, copiii începeau să se certe. Fiecare își dorea să fie primul care le primește. Cei mari îi dădeau la o parte pe cei mici.
Cei mai puternici își făceau loc folosindu-se de forță. Mâhnit de atitudinea și de certurile copiilor, într-o zi, bătrânul a hotărât: vă voi așeza în ordine alfabetică după litera cu care începe prenumele vostru. Primul nepot care va primi fructele va fi cel al cărui prenume începe cu litera A, Andrei. Ultimii care vor primi gustoasele fructe vor fi Xenopol, Ianis și Zamfir. Aceasta va fi de astăzi ordinea pe care o veți respecta. A, E, U, B, C, D, E, F, G, H, I, U, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, T, U, V, W, X, Y, Z. De când respectă ordinea literelor din alfabet, cei 31 de copii nu s-au mai certat niciodată. Fericit, înțeleptul alfabet își petrece fiecare zi alături de nepoții săi în pace, liniște și armonie. Și acum, haideți să vedem împreună dacă ați fost atenți la povestea noastră și o să vă rog frumos să ca împreună să rezolvăm următorul chestionar. Sper că se vede. Te rog pe Iosif să ne spună și cred că cel mai simplu ar fi dacă tot pe Iosif îl rog să ne pună puțin în chat linkul pe care i l-am dat de pe wordworld.net. Dacă mă auzi, Iosif, poți să faci lucrul acesta, te rog? Da, acum mă ocup. Mulțumesc. Și vom vedea împreună câteva întrebări legate de ceea ce ați audiat, de povestea înțeleptului alfabet. Așa, mulțumesc, Iosif. Da. Și haideți să începem. Mai întâi, găsește însușirea potrivită pentru bunicul din text. Ia să vedem împreună cum era bunicul din text. Alegem însușirea potrivită. Așa este, după cum v-ați dat seama, bunicul era înțelept. Și o să X-ăm acest cuvânt. Mergem mai departe, dăm pe săgeată să ajungem la a doua întrebare. O să vă citesc eu. Cum a reușit bunicul să îi facă pe nepoți să nu se mai certe? Și avem trei variante. I-a strigat în ordine alfabetică, i-a strigat întâi pe cei mici, i-a strigat întâi pe cei mai cuminți. Așa este, răspunsul corect. I-a strigat în ordine alfabetică. Mergem mai departe. Care a fost primul nepot strigat? Zamfir, Xenopol sau Andrei? Haideți să vedem împreună. Păi dacă e așezat în ordine alfabetică? Bineînțeles, răspunsul corect este Andrei. Și am ales varianta, ia să vedem, ia uitați-vă voi că m-ați ajutat și am lucrat corect și acest exercițiu. Și haideți să vedem împreună tainele alfabetului.
Mai întâi și mai întâi, ia să vedem dacă voi știți ce este alfabetul. Reprezintă totalitatea literelor care redau sunetele de bază ale unei limbi. Sună așa cam academic, nu cam filozofic pentru noi. Haideți să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Cred că vă amintiți că sunetele sunt cele care se aud și se rostesc. Iar literele sunt acele semne grafice pe care noi le vedem, le scriem, le citim. Da? Pot fi litere de tipar și litere de mână. Litere mari și litere mici, care reprezintă același sunet. Și haideți să vedem împreună care sunt sunetele și literele din alfabetul limbii române. Eu am ales această variantă pentru a observa voi că o anumită literă se poate citi în mai multe moduri. Da? Există litere care se pronunță foarte ușor și există altele care au nevoie de, există sunete care au nevoie de alte sunete pentru a putea fi pronunțate. Și pentru că noi avem niște cărticele care ne învață pe noi cum anume trebuie să ne să citim și să scriem corect. Eu am luat aici din dicționarul ortografic și ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Așa, și avem aici cum se pronunță fiecare. Și o să începem. O să vă rog și pe voi, chiar dacă eu nu vă aud, o să vă rog să rostiți împreună cu mine. O să rostim toate variantele pentru literele care se pronunță cu ajutor, pentru că toate aceste variante sunt corecte. Începem. A, Ă, Î sau Î din A, B sau B pronunțat foarte scurt, C sau C, D sau D, E, F, F sau F, G, G sau G, H sau H, I, Î sau Î din I, J sau J, K sau K, L, L sau L, M, M sau M, N, N sau N. Mai departe. O, P sau P, Q pronunțat foarte scurt, da? Nu Q lung, Q, R, 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 S, S sau S, Ș sau Ș, T sau T, C sau C, U, V sau V, W sau W, X, Y, Z, Z sau Z. Acestea sunt sunetele limbii române. Ia să vedem. Dacă am fost atenți, câte litere are alfabetul limbii române? Dacă ați văzut voi mai devreme, erau chiar și numerotate aici, da? Ia uitați-vă, scrie aici foarte clar și voi ați fost foarte atenți și ați sesizat că sunt 31 de litere. Există în alfabet litere specifice limbii române. Și anume, 5 dintre ele. Ă, Î din A, Î din I, Ș și Ț. Cum s-au format acestea? La unele litere de bază, adică A, I, S și T, este adăugat un semn diacritic. Ce înseamnă semnul diacritic? Acea căciuliță, virguliță, da? Pe care o vedem noi la aceste litere. Mergem mai departe. Haideți să repetăm împreună alfabetul limbii române. A, Ă, Î, B, C, D, E, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ș, T, C, U, V, W, X, Y, Z. Foarte bine!
și dacă l-am repetat, o să putem foarte ușor să lucrăm exerciții. Ia să vedem. Fiecare copil, v-am rugat, aveți o foiță lângă voi, da? Sau puteți scrie direct în comentarii. Ia să vedem. Care este litera cu care începe prenumele tău? Dacă sunt dintre voi copii care au poate două prenume, poate chiar trei, vă alegeți pe cel preferat. Vi-l alegeți voi pe cel preferat. Poate pe cel cu care vă strigă mami, da? Sau poate un altul pe care voi îl preferați. Și ce vom face? Scriem o propoziție cu cât mai multe cuvinte care să înceapă doar cu această literă. Ia să vedem. De exemplu, dacă am o fetiță aici pe care o cheamă Ana, ia uite ce propoziție ne-a alcătuit Ana. Astăzi, Alina a adus ancăi acadele aromate. Ce observați? Așa este. Fiecare cuvânt începe cu A. Da? Ia să vedem care este primul care reușește să scrie în comentarii. Ca să găsiți comentariile, vedeți acolo în partea de jos a ecranului. Da? Aveți acolo chat. Deschideți și vă rog să scrieți. Da? Puteți scrie nu neapărat cu foarte multe cuvinte, da? Dacă voi nu găsiți acum propoziția, nu găsiți cuvântul acțiune, puteți să scrieți și o propoziție mai scurtă. Ia să vedem. Uite că avem Diana, avem Daria, da? Avem copii care au aceeași literă. Ia uite. Mai avem apoi Cornelia. Da? Avem Andreea, avem Olga. Ia să mai vedem. Sper că v-ați conectat cu numele vostru și nu al părinților, da? Ia să. Ne ascult, Mara. Bravo, ia uite, deja avem. Gabriela gătește gogoș. Bravo. Ia să mai vedem. Alex are avion. Bravo! Ia uite, foarte frumos. Ioana iese iarna afară. Îl acceptăm și pe acesta, da? Bravo! Ați înțeles exercițiul, puteți să-l jucați și voi după ce ieșim din întâlnire. Mergem mai departe acum. Haideți să vedem împreună. Mai avem. Olga, te rog să închizi microfonul, da? Mulțumesc! Carmen citește cartea Crăciunul copiilor, da? Ia uite, toate cuvintele încep cu litera C. Casian culege corcodușe coapte când cocoșul cântă. Acesta este deja un enunț, da? Adică mult mai dezvoltat. Avem acolo două cuvinte care exprimă o acțiune. Mergem mai departe. Haideți să vedem împreună. Încă un joculeț. Și anume, haideți să găsim trei cuvinte, pentru că tot am discutat noi despre litera cu care începe prenumele vostru. Cred că e mai ușor să scriem trei cuvinte care încep cu această literă. Mulțumesc, Iosif. Dați click pe linkul din comentarii, din chat, da? Dați click acolo. Și vă va apărea această casetă de vot, după care vom vedea împreună la ce cuvinte v-ați gândit. Ia să vedem. La ce cuvinte putem să ne gândim cu prima literă a prenumelui vostru. Cred că este cel mai ușor să dați un click acolo, pe linkul acela, da? Sau puteți intra pe menti.com și să scrieți acolo un codul, dar este mult mai ușor să intrați pe link. Da? Sper că vă descurcați. Eu așa consider că în școala online ați avut astfel de
De ce s-a supărat? Sofia s-a supărat. Foarte frumoasă propoziția ta. Eu te întrebam acum, Ioana, de ce s-a supărat? De Ioana, Sofia, de ce s-a supărat Sofia, vezi? Da? Bravo! Eu cred că la final va fi veselă, da? Ia să vedem, ați reușit? Bravo, ia uite, Gabriela deja a scris un cuvânt. Bravo, Gabriela! Bravo! Ia să mai vedem și alții. Haideți, încercați! Încercați! Să găsim împreună. Bravo, super, sare, sănătate! Bravo, Sofia! Cred că tu ești, nu? Bravo! Ia să mai vedem. Mai avem Iulie, iepure, iarna, bravo. Este un copil cu I, cu siguranță. Bravo, maimuță, minge, motor. Ia uite ce de cuvinte frumoase. Fiecare cuvânt are frumusețea lui, nu? Ați ales cuvintele voastre preferate sau primele care v-au venit în minte. Dacă ați văzut, eu și eu am completat primele cuvinte pe care, la care m-am gândit, da? De la numele meu Nicoleta, de la prenumele meu Nicoleta, am completat natură, nin, soare, nor. Da? Ia să mai vedem. Oricum, votul rămâne deschis și până la final, bravo, ia uite, mai avem. Avem și un copil cu C, da? Cântar, crocodil, casă, bravo. Puteți să completați câte un cuvânt pe fiecare liniuță de acolo, de la votare, da? Puteți să completați câte unul pe fiecare liniuță și atunci le vor apărea dispersat pe pagina noastră. La final, dacă mai avem timp, o să vă și trimit. Dar poftim? Nu am înțeles. Ioana, ai reușit? Ia uite că mai avem și în comentarii, da? Iepure, iarnă, iulie. Bravo, Ioana! Matias mănâncă mere, bravo! Ia uite ce propoziții frumoase ați alcătuit, da? Avem, bravo Daria, drum, dulap, drag, bravo! Bravo! Mă bucur că ați reușit, mergem mai departe și cei care nu au reușit acum vor reuși cu siguranță mai târziu. Ia să vedem acum, următorul exercițiu ne provoacă așa. Să scriem în ordine alfabetică numele fructelor, mulțumim Iosif, numele fructelor pe care le-am întâlnit în povestea înțeleptului alfabet. Dacă poate cineva să deschidă microfonul, putem acest exercițiu să-l facem și oral. Dacă este cineva care a găsit deja ordinea corectă, putem să deschidem și microfonul și să spunem cuvintele în ordine corectă. Ia să vedem. Primul cuvânt care ar fi? Haideți să încercăm împreună. Care ar fi primul cuvânt? Ia să vedem. Cu siguranță este... Văd aici deja în chat. Banane, foarte bine. Te rog să continui. Cu ce continuăm? Hai, curaj. Nu știu cine era. Cireșe. Cireșe, bravo Daria. Continuă, te rog. După cuvântul cireșe, ce cuvânt urmează? Ce alegem? Elefant. Dar nu-l avem, dar nu-l avem acolo noi. Mere. Alege? Mere, foarte bine. După cuvântul mere, ce cuvânt mai alegem? Ia să vedem. Nuci. Nuci, bravo. Am sărit totuși un cuvânt. Ce cuvânt am sărit? Ia uitați-vă aici, este un fruct care... Kiwi. Nu e. Am sărit pe kiwi. Înainte de cuvântul mere, era cuvântul kiwi. Bun, am zis kiwi, mere, nuci. Ce mai avem mai departe? Portocale. Portocale, apoi struc și zmeură. Zmeură, foarte bine. Ia să vedem. Așa este, da? Ia uitați-vă. Banane, cireșe, kiwi, mere, nuci, portocale,
Struguri și zmeură. Foarte bine. Așa. Și haideți să repetăm împreună alfabetul limbii române. Eu cu voce tare și voi cu voce tare, dar cu microfoanele închise. Și atunci vom identifica și literele care lipsesc. A, E, U, B, C, D, E, F, G, H, I, U, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, C, U, V, W, X, Y și la urmă Z. Foarte bine! Ia să vedem, am răspuns corect? Avem marcate cu roz în răspunsul corect toate acele litere pe care eu m-am străduit să le pronunț puțin mai accentuat. Da? Și avem aici și niște concluzii. Înainte de a vă lăsa pe voi, la final o să vă dau un link să vă jucați. Da? O să vă puteți juca și după ce noi ieșim din întâlnire. Și anume, ce am învățat astăzi? Că alfabetul limbii române reprezintă totalitatea literelor folosite pentru scrierea limbii române. Am mai învățat că în prezent alfabetul limbii române conține, foarte bine, 31 de litere. Și pentru că am văzut că sunt și doi copilași pe care îi salut cu drag, și alții pe care îi salut cu drag, bineînțeles. Pentru unii poate vom repeta, pentru alții poate vom auzi pentru prima dată și poezia alfabetul. Cine o știe poate să o spună cu mine odată, da? Ce e alfabetul oare? Șir de puișori sub soare, stolul alb de porumbei sau pe câmp turmă de miei? Licurici sunt? Mărgele, literele, subțirele. Ce e alfabetul? Ce e? Cred că e un fel de cheie năzdrăvană și anume să deschidă porți spre lume, spre lumea cunoașterii, pentru că atunci când noi știm alfabetul, știm toate literele, putem să citim și să scriem în limba română. Și acum, haideți să vedem dacă voi ați fost atenți la lecția de astăzi. O să vă rog frumos să dați click pe linkul pe care îl aveți în chat. S-ar putea ca această activitate să dureze mai mult de cele câteva minuțele pe care le mai avem noi, dar voi o puteți finaliza, da? Și după, și dacă noi ieșim din întâlnire și dacă întâlnirea se va opri, voi puteți finaliza acest joculeț, o să vedeți că o să vă placă. Spuneți-mi, vă rog, dacă este ceva ce considerați că nu am lămurit încă, adică dacă voi aveți întrebări, puteți să le scrieți acum în chat și noi o să le considerăm și le vom explica, dacă nu astăzi, în întâlnirea următoare. Întâlnirea următoare în care vom vorbi despre propoziție, cuvânt, silabă, sunet, literă. Adică la fel, vom porni de la un text și ne vom juca puțin cu el.